Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou filmuleț. Am fost nominalizată de Nicol88 să fac tagul de Crăciun, The Christmas Tag. Și te pup, Nicol, și te îmbrățișez cu drag. Mersi că m-ai tăguit să răspund la aceste 18 întrebări. Așa că să-i dăm drum. Prima întrebare. Care este filmul tău preferat de Crăciun? Aici nu este nicio surpriză, îmi place Home Alone, îmi plac toate filmele, dar în special cele cu Macaulay Culkin, cred că 1 și 2, cred că doar în 1 și 2 apare. Care este lumânarea ta preferată de Crăciun? Am ales una de la Airwick, cred că de la Airwick e, sper să nu mă înșel pentru că nu scrie niciunde, m-am uitat și aici, dar nu scrie. Miroase super, super tare și miroase în toată casa, tot timpul. E ceva cu scorțișoară, portocale, mai multe chestii îmbinate aici, dar e foarte tare și are un miros super, super plăcut. Aici vedem și fulgii de nea, deci e ediție pentru Crăciun. Asta îmi place foarte mult. Ai avut vreodată un Crăciun alb? Cred că aici se referă dacă am avut vreodată un Crăciun cu zăpadă, pentru că probabil tagul ăsta este făcut de cineva din America sau undeva unde nu ninge niciodată și probabil că așa am făcut o legătură. Da, mai ales când eram mică, am avut tot timpul Crăciunuri albe și noi în România avem destul de des Crăciunuri cu zăpadă. Care este melodia ta preferată de Crăciun? Îmi place foarte mult de când a apărut, îmi place Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Dar îmi plac toate colindele, îmi plac colindele românești în general, chiar acum ne ascultăm aproape toată seara, punem colinde și ascultăm. Îmi place mult Andra, oricum îmi place ea mult de felul ei, orice cântă, dar îmi plac colindele cântate de ea. Și știu una care o cântam și eu într-una cu ea, adică puneam și cântam cu ea, Deschide ușa creștine, mi se pare că o cântă foarte cu suflet și unic, așa, în stilul ei. Unde petreci de obicei sărbătorile de iarnă? De obicei și până acum le petreceam în România, bineînțeles cu cei dragi. Anul trecut însă le-am petrecut foarte frumos totuși aici, la munte, am fost la o cabană. Iar acum mergem din nou în România. Deschizi cadourile în seara de ajun sau în dimineața de Crăciun? Le deschid și înainte și după, adică vorbesc de și înainte de ajun pentru că primesc câteodată cadouri și mai devreme, dar îmi place mai mult să deschid în prima zi de Crăciun, în dimineața aia îmi place. Poți să numești renii lui Moș Crăciun? Știu că sunt nouă, știu de mică. Rudolf e cel mai popular dintre ei și trebuie să știe toată lumea pentru că are nasul roșu, dar în rest trebuie să mă chinui puțin. Rudolf, Dasher, Dancer, Pixen, Blitzen, asta mi-a atras numele ăsta atenția, Comet, Dunder? Nu știu, știu câțiva, dar nu știu pe toți și nu știu chiar dacă se pronunță. Care sunt tradițiile tale de Crăciun? Nu consider că am niște tradiții personale sau, nu știu, mai speciale decât altcineva. Pur și simplu sunt o persoană normală, împodobesc pradul cu familia, altădată mai împodobesc și singură că îi chem așa pe toți, pune-și un glob ca să zică că au participat cu ceva, dar în rest cam l-am împodobit singură că sunt eu mai așa, mai perfecționistă și îmi place să arate ca lumea. În rest nimic, gătesc cu părinții lui Andrei, că ultimele Crăciunuri le-am făcut aproape toate cu ei. Nimic special, deci sunt ca toată lumea. Este bradul tău artificial sau natural? Tot timpul de când am fost mică am avut un brad natural. Plăcea să simt mirosul de brad și tata tot timpul cumpăra, mergea în piață și lua brazi real, natural. Anul trecut a fost singura dată, cred, când am avut brad artificial. Mi-a fost cumpărat din România și mi-a fost adus aici, că am vrut neapărat brad și n-am vrut să fac prea mare murdărie cu un brad natural. Și atunci am zis că
na, anul ăsta optez pentru unul artificial. În rest, tot timpul am avut un brad natural. Care este mâncarea ta preferată de Crăciun? Aici îmi plac toate chestiile ce se prepară de Crăciun, și dulciuri, și mâncare, și nu știu la ce să mă gândesc. Oricum, îmi place să mănânc chestii de la porc, când se taie porcul. Asta am mai zis, cred că, odată, într-un videoclip de-al meu. Îmi plac mult astea și, bineînțeles, mâncarea pregătită, adică, nu știu, îmi plac sarmalele foarte mult, mai ales cele făcute de soacra mea, îmi plac mult de tot. Iar ca dulciuri, nu știu, poți să mănânc orice, deci dă-mi ce vrei că eu mănânc. Dar să nu-mi dai tort de spumă și cozonac cu rahat, că nu le mănânc, și nici cu stafide, nu le mănânc. Fii onestă, îți place să dăruiești cadouri sau să primești? Îmi plac amândouă. Îmi place mai mult să dăruiesc, e o mulțumire așa sufletească și sigur cu toți o simțim, și mai ales când persoana respectivă deschide cadoul în fața ta și vezi cât de bucuroasă e că a primit ce ai dat tu, atunci, nu știu, îți crește sufletul. Dar nu neg și să primesc, îmi place cadouri, și mai ales dacă primesc ce-mi doresc eu anul acela, e și mai... Care este cel mai frumos cadou primit vreodată? Aici chiar îmi cer scuze, dar nu pot să răspund. Am primit atâtea cadouri ca oricine, cred că chiar nu mă amintesc, dar... În general mă bucuram de chestii personale. Bineînțeles, când eram mică mă bucuram de jucării. Dar, în general, mă bucuram de chestii, nu știu, de mânuși, căciuli. Știu că mama tot timpul ne lua și ne punea și fratelui meu, tot timpul ne lua seturi, arată la fel, și purtam căciuli și mânuși la fel. Dar așa chiar nu amintesc un cadou care să le întreagă pe toate. E cam greu. Un loc de vis pe care l-ai vizitat de Crăciun? New York. Și cu asta am zis. Ești expertă în a împacheta cadouri sau ești un dezastru? Aici sunt expertă, nu că mă laud, dar chiar îmi place să împachetez cadouri și le fac cu tot dragul și sufletul. Și îmi place să pun multe detalii, să scriu chestii, îmi place tot timpul. Mi-a plăcut tot timpul de mică să fac chestii din astea. Și la dată pot să împachetez și minute în șir, adică ore în șir, și nu-mi dau seama, deci îmi face mare plăcere. Cel mai memorabil moment de Crăciun? Nu știu așa exact, dar ce mi-e mai fresh acum în minte e ultimul Crăciun, cel de anul trecut, și mi-a plăcut extraordinar de mult, deși n-am fost cu familia mea, am fost cu familia lui Andrei. Am fost sus la cabană, am fost mai mulți români și a fost energia pozitivă acolo și era ce trebuie ca să mă facă să nu simt atât de mult lipsa celor dragi ai mei, celor dragi de acasă. Plus că Andrei s-a îmbrăcat în Moș Crăciun, erau și niște copii, le-a făcut cadouri. A fost super, super tare Crăciunul de anul trecut. Dar vreau ca asta de anul acesta să fie cel mai tare din ultima vreme. Cum ai realizat adevărul despre Moș Crăciun? Mie nici acum nu-mi place să cred că Moș Crăciun nu există. Adică cred că undeva acolo poate există un Moș Crăciun. Dar când eram mică, de la copii, în general am aflat de la copii și toți copiii află de la ceilalți copii care aud sau cineva rău le zice că Moș Crăciun nu există când ești mic, eu zic că nu are de ce să strigi magia asta. Vreau să zic că trebuie să-i lași să creadă că totuși Moș Crăciun există, cel puțin până când cresc mai mari. Chiar dacă na, cadourile sub braț sunt aduse de părinți sau de alte persoane, totuși până la urmă eu cred că Moș Crăciun. Îți faci rezoluții pentru anul nou? Te ții de ele? Da, adică tot timpul îmi fac, adică trebuie să știu că trebuie să port ceva roșu și ceva alb pe mine, albul însemnând curățenia din sufletul cu care să intri în anul cel nou, iar roșu se zice că aduce noroc. Și bineînțeles vreau să am tot timpul și bani la mine, că bani ne trebuie, na, ce să zic. Și trebuie neapărat să pușc o petardă, că dacă nu, pușc eu. Ce face pentru tine Crăciunul atât de special? Este ultima întrebare. Crăciunul e special pentru oricine, cred. Adică nu văd de ce noi credem Crăciun.
Crăciunul e cea mai frumoasă sărbătoare din an, după mine, și abia aștept tot timpul să vină și mai ales dacă avem zăpadă, e superb. E adevărat că și decorațiunile și orașul în care ești, pe unde te plimbi, ce vezi, cu ce amintiri rămâi în anul acela, face și asta chestia să fie mult mai specială. Dar bineînțeles, cele mai importante sunt persoanele care se află lângă tine și acelea să fie ai tăi, cei dragi, familia, la cine ții tu. Pentru că asta e cel mai important oricând, nu doar de Crăciun, așa consider eu, dar atunci când toată lumea se strânge la un loc, când toată lumea împodobește bradul sau cel puțin participă cu ceva acolo, la mâncare, la orice, la spus glume, la cântat colinde, e sub, dragii mei, acesta a fost tagul, mă bucur, Nicol, că Nicol, nu știu cum să zic, Nicol, îmi e un pic așa, mă bucur că m-a etichetat, m-a tăguit să fac acest tag, este un tag superb, cu întrebări minunate, mă bucur că v-am răspuns la ele și că ați auzit chestii ce mi s-au întâmplat până acum și ce mi-aș dori eu în viitor să se întâmple și cum cred eu în Moș Crăciun. Cred că acesta va fi ultimul videoclip pe care îl voi filma aici, acasă în Germania. În rest, cred că o să vă mai postez din România, nu sunt sigură și vreau să vă zic că fratele meu nu prea mai are chef să filmeze cu mine, s-a cam plictisit. Adică prima dată când a filmat cu mine a fost așa, entuziasmat și bine, bucuros, pentru că mă face și pe mine fericită și că am ceva fain pentru voi și pentru acest canal. Dar a zis că chestiile astea nu-s de el și îl înțeleg, mă. Dacă nu vrea, nu vrea, asta este, dar mă duc acasă și o să mai filmez cu încă o persoană foarte specială pentru mine și vom filma o provocare super, super tare. Deci, de astăzi, într-o săptămână, o să fiu deja în România, dar nu știu dacă o să ajung așa de repede chiar să ne punem pe filmat și toate cele. Așa că vă pup cu drag. O să ne vedem înainte de Crăciun, să vă urez sărbători fericite și vă pup pe toți încă o dată și ne revedem la un nou clip. Ciao, ciao!